Cel mai bine e să mai facem și liniște ca să putem să ne auzim, că altfel vorbim și cu alții și... Nu știu, am venit doar ca să ne vedem. Știu că e bună și socializarea, e bine să discutăm unul cu altul. Am discutat toată ziua, o să mai discutăm și după ce dăm premiile. Și am zis, pare corect. Dar haideți să cât de cât să păstrăm liniște să ne auzim. Pentru că o să trebuiască să-i ascultăm și pe cei care iau premii, poate au ceva de spus, poate vreți să vă transmit, vreau să... ei vor să vă transmită un mesaj. Cum? Dacă vor să le refuze. Sau poate să le refuze, cum spune doamna Dobrescu, poate să fie și cazul acesta. Oricum, încă o dată, bună seara, bine ați venit aici la Centru de Cultură și Arte George Apostol. O să încep prin a-i mulțumi gazdei noastre, domnului Joe Popa, pentru că sunt poate puțini oameni care au reușit să facă ceea ce a reușit să facă Joe aici cu acest centru. Din 22 de centri care existau la început anilor 90, a mai rămas unul singur și acesta e la Bacău. Șansa a fost că terenul și clădirile nu erau, n-au fost revendicate, terenul n-a fost revendicat de nimeni, clădirile la fel. Deși primăria, Consiliul Municipal, mai ales cei care erau în fruntea primăriei, au dorit la un moment dat, în anii 2004-2005, 2007, să preia tot acest teren. Terenul de alături să-l facă... să împărțească loturi pentru vile și pentru, eu știu, președinții. Așa, și această clădire să fie folosită, eu știu, motel sau ceva de genul ăsta. Datorită acestui om, vedeți, mai avem nebuni frumoși, așa cum e Joe, s-a bătut până în pânzile albe și a reușit abia în 2014 să intabuleze acest teren în patrimoniu în domeniul public al statului. Abia de acum el este protejat, pentru că e în domeniul public al statului. Deci are viață de acum, chiar dacă eu nu va mai fi, după o anumită perioadă, va ieși la pensie, cei care vor veni au asigurat că acest teren, cu tot spațiul, cu clădirea și partea de expoziție, rămâne în domeniul public și rămâne pentru cultura băcăoană și nu numai. De aceea cred că merită să-i mulțumim și să-l apreciem pentru tot ce a făcut pentru acest teren să rămână și această clădire să rămână în spațiul cultural. O să începem în seara asta, cum am început și în anii de urmă, cu
am mulțumit celor care s-au implicat în organizarea acestei manifestări. Nu este un lucru ușor. A fost o zi grea astăzi, obositoare. Într-adevăr am alergat mult. Am avut o zi plină, dar așa cum vă spuneam și dimineață, cum v-am spus și la Ateneu, de la anul vom încerca să gândim totul altfel această manifestare, să fie mai relaxată, pentru că au fost persoane care au zis, domnule, vreau să vin și să văd și eu Bacău, să am mii de 5 ori în Bacău de la manifestare, dar n-are niciodată să vă... Chiar și eu să văd Bacău. M-am venit tot așa cu program, cu nu știu ce, și a trebuit după aceea să plece așa cum am venit, fără să cunoască, să vadă Bacău. Bacău cel de astăzi. Mai bun, mai frumos, unii zic că este și arată foarte bine, alții m-au rezerve, dar cu siguranță, din punct de vedere cultural, Bacău a crescut foarte mult în ultimii 20 de ani. Din așa zis oraș muncitoresc, cum era înainte de 90, de 89, astăzi putem spune că este un centru cultural important pe harta în spațiul cultural românesc. Industria fiind la pământ, trebuie să industria facem această precizare. Adică mai e ceva, dar nu mai e ce a fost. Dacă înainte județul Bacău dădea 1% din PIB-ul țării, numai platforma de la UNESCO dădea 0,5% din PIB-ul țării, astăzi cred că mai dă 0,00 nu știu cât din PIB-ul țării. Deci aici s-a ajuns. Important e că s-a câștigat poate terenul, neapărat din cauza asta, pe zona aceasta culturală și Bacău este într-adevăr un oraș cu un spațiu cultural efervescent, cu tot felul de manifestări, începând de la instituțiile de cultură care le avem, cu universitățile, care avem cele două universități din Bacău, deci permanent există tot felul de activități culturale. Și de aceea vreau să le mulțumim tuturor celor care, de-a lungul unui an de zile, se implică și realizează aceste manifestări culturale. Nu o să mă lungesc prea mult, vreau doar să mai mulțumesc SCDC Bal, ESA, care întotdeauna a fost și este un bun colaborator pentru noi. Să le mulțumesc, să mulțumesc filialii Uniunii Scriitorilor, filialii Bacău, a Uniunii Scriitorilor din România, pentru că de fiecare dată a cuplat la acest proiect, doamnă Bacoviană. Să mulțumesc Inspectoratului Școlar Județean, care de asemenea e partenerul nostru în acest proiect. Și nu vrem tuturor celor care au colaborat în lungul aproape unei luni de zile ca să fie seara asta să fim cu toți aici. Nu mă lungesc mai mult, mulțumim. În primul rând să vă mulțumesc noastră celor care au venit din țară, care sunteți prieteni lui Bacovia, sunteți alături de Bacovia și iubiți pe Bacovia. Nu iubiți pe Brăneanu, nu iubiți echipa eu știu, care realizează acest lucru, ci totul se face pentru Bacovia, pentru memoria lui și pentru aceste, așa cum se cuvine. Unii spun că după Eminescu este poate cel mai reprezentativ poet, nu știu, național, eu nu vreau să fac clasificări, totdeauna m-am ferit să fac clasificări, poate așa e bine. Bacovia și are locul său, nici așa, și valoarea sa, atât în istoria, în cultura românească, cât și în cea europeană. Încet, încet, Bacovia devine tot mai mult cunoscut pe plan internațional, pentru că a fost promovat încă la un an după moartea sa, prin teza de doctorat a lui Svetlana Mata, cea pe care doamna Lucia Olariu Menat a tradus-o și a și distribuit-o acum 2 ani. Și după aceea, tot mai mult s-au făcut și traduceri în limbi de circulație, dar tot mai mult critici au pus în valoare opera Bacoviană. Nu vă spun mai mult, deci avem trei rânduri de premii. Premiul revistei Plumb, premiile filialii Bacău OSR-ului și, bineînțeles, premiul toamnei Bacoviene. Pentru ce premiul cel mai mare? Sper. Pentru toamna Bacoviană, premiile nu sunt numai în trofeu și diplome, ce sunt și niște bănuți, trebuie să o spunem. Premiul cel mare George Bacovia nu este foarte mare, dar are 1000 de euro. Așa am considerat că nu e suficient cât ar merita Bacovia, poate
Dacă se dezvoltă și economia românească și crește bugetul Consiliului Județean, poate îl vom duce la o sumă mai mare. Pentru ca să fie atractiv și pentru ca, într-adevăr, să reprezinte o valoare. Bine, acolo reprezintă o valoare. Cei care se bucură reprezintă o valoare. Noi am început de anul trecut să dăm și un trofeu, George Bacovia. Îl avem aici, care a fost anul trecut, l-ați văzut. Este a pictorului, al sculptorului Gheorghe Bejenaru. Aveam două, dar o să vă spun eu mai târziu de ce. Deci, cam asta ar fi. Trebuie să le nemulțumesc, dacă spune așa, se poate spune așa, celor de la Ateneu, la Ateneu Filarmonica Bacovia, pentru că, iată, n-a reușit, deși mi-au promis că vor asigura un moment muzical. Filarmonica fiind instituția Consiliului de Țară, pentru că se întâmplă să nu se facă, nu întotdeauna funcționează relațiile astea foarte bine, asta e, da. Ne descurcăm așa cum putem. Și acum rog pe domnul Petrescu Ternicu, președintele Asociației Octavia Voicu, cea care gestionează, de fapt, revista Plumb, încă o filială a Bacău, să înmâneze premiile pe acest an. De fapt, anul trecut, că ele sunt pentru lucrările apărute în cursul anului 2014, întotdeauna, în afară de Tarnova Corvene, care de asta lucru opere, deși dau pentru lucrările apărute în anul 2014. Vă rog, domnule. Bună seara, bine ne-am revăzut la premiile revistei Plumb din toamna bacoviană. Juriul a fost alcătuit din Ioan Prăjișteanu, președinte, Ioan Dănilă, Cecilia Moldovan, Tincuța Horonceanu, Bernevic. Vom începe cu premiul pentru poezie. Premiul pentru poezie al revistei Plumb, Emil Ariton. Cartea aceasta, intitulată Spre zări neștiute, spre strani rânduri, este a cincea mea carte de poezie. Eu sunt profesor de matematică care îndrăgesc poezia încă din tinerețe. Am publicat în revistă în timpul facultății. Dar am scris până pe la vreo 30 de ani, după care am avut o întrerupere de 15 ani, fiindcă mi-a fost greu să fac și poezie și matematică și, ca să zic așa, o butadă, mă temeam că cărist ca profesor de matematică să mă numească poet, iar scriitorii să mă numească doar profesor de matematică. Dar din 2000 încoace mi-a reizvorit această pasiune și deci am ajuns să fac a cincea carte și vreau să perseverez că am ieșit la pensie și am mai mult timp să mă ocup de această îndelnicire și dacă inspirația mă va ajuta, poate poți ceva rezultate. Deocamdată acest premiu consider ca o încurajare pentru a face mai mult. Despre carte vreau să vă spun că este un fel de experiment. Este transpunerea în versuri a primului volum Stăpânul Inelilor de Tolkien. Asemenea transpuneri, această carte care are trei volume de câte în jur de 500 de pagini, așa, este cel mai ieftin basm care s-a scris vreodată. Și eu am considerat că prin transpunerea în versuri o să fac o carte mai concisă, mai ușor de citit, pentru că din 570 de pagini am făcut 130 de pagini. Este o carte, după cum arată și titlul, Spre zări neștiute, spre strani tărâmuri, este o carte de călătorie. Și ca să vă spun cam care este ideea cărții, este vorba
aici de hobiți, un popor arhaic, care era un popor pașnic, dar era în luptă cu un alt popor al lui Sauron din Miazezie. Și ei făureau niște inele. Și Sauron a făurat printr-o magie un inel interzis care îl făcea pe curzător să fie invizibil. Dar acest inel, pe lângă acest fapt pozitiv că îl făcea pe purtător să fie invizibil, atrăgea și primejdii. De aceea, găsitorul acestui inel, Frodo, a fost nevoit să plece în călătorie ca să ducă să arunce inelul acesta în muntele de foc pentru a-l distruge. Și de aici o serie întreagă de peripeții. Dar când dați voie, citesc din primul poem. Pune poeme sunt mai multe, o să citesc o parte din primul poem. Eu sper că nu citesc toată cartea. Vreau tare mult. Cei care vreau să spuneți ceva, nu explicăm nici poezia, nici poemul, nici cartea, nici filmul, nimic. Spunem scurt, citim 2-30 versuri, 3-4, stăm aici până la 12 noaptea. Vă rog, dar cu privire la hobiți. Asta carte inspirată din citirea Cărții Roșii, preistorică dovadă și Hrisov despre faimoșii, truditori cu arhaic nume de hobiți rătăcitori, pe la sud de lumea veche, pe tărâmul de comori dinspre răsări de mare, un popor apus al gliei, din al treilea iev al terei, din zile de privegiei. După cum se adeverește în anticul izvod găsit, pentru ei un ev istoric a început când s-a sfârșit, strămutarea, acostarea în riverana așezare, ce le-a fost tărâm și țară, aproape de crâng și mare. Trecând munții pe la nord de vâlceaua despicată, în Eriador sosiră, unde i-au primit o groată, de Dunătain cu care, de la grui până la râu, comitat alcătuirea, cultivând pe vale grâu și sădind printre forforii șiri de arbori fructiferi, ca arcași ce stau de pază, elfi devenind străjeri. Mulțumesc! Premiul pentru proză Adrian Lungu. Adrian Lungu. Atunci premiul pentru proză science fiction Ovidiu Buhnila. Avem domnul Adrian. Dacă a venit Adrian. Vreau să spuneți câteva cuvinte. Sunt onorat. Sunt onorat pentru premiul respectiv și sper să onorez Bacău și în continuare la fel. Corect. Bravo! Bine, bine. Premiul pentru proză SF, Ovidiu Buhnila. Corect. Bravo! Wow! Science. Da. Tablou e science sau nu? Da, science. Spune totuși o vorbă mică, voi. Da, da. Ia, hai, domnul. Spune o vorbă. În primul rând, vreau să vă spun că sunteți extraordinari pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați venit aici să dăm sens acestei lumi care, văzută la televizor, arată foarte hidos, iar banii premiilor sunt acolo, la DNA, că se acum gestionează DNA și probabil că o să elibereze banii, iar o să avem optimist. Vreau să-i mulțumesc domnului Calistra Costin, care este un om extraordinar, un poet extraordinar, un scriitor extraordinar, care ne-a încurajat pe toți când eram mici. De acord, stai puțin să mă, stai să metabolizez.
cenaclul pe care îl făcea revista Ateneu pe vremuri era și la Casa de Cultură, și la Filarmonică, și la Teatru, și acolo ne adunam toți liceenii care aspiram la gloria literară. Datorită încurajărilor domniei sale, am reușit să fac niște lucruri în literatura SF de care sunt mândru și de care sunt mândri și colegii mei SF-iși din Timișoara, din Brașov, din altă parte, că întâmplător eu sunt singur printre dușmani aici, așa între ghilimele, că sunt singurul SF-ist. Nu pot să mă ridic la valoarea mainstream-ului poeziilor pe care le scriez. Vreau să-i mulțumesc lui Ioan Prăjișteanu, Nelu Prăjișteanu, care a avut încredere în mine și în romanul Giazonia și amândoi ne-am bătut cu edituri mari din România, Nemira, Polirom, Humanitas, care mai erau acolo la concurs, și Giazonia a dat premiul pentru cel mai bun roman SF, datorită faptului că Nelu Prăjișteanu a crezut în el, pentru că el l-a editat. I-a promis că aduc premiul și l-a adus. Vreau să-i mulțumesc lui domnul Brenaru, n-am terminat. Nu citesc nimic. Vreau să-i mulțumesc lui domnul Dumitru Brăneanu, Mitic Brăneanu, pentru că am avut șansa să lucrăm împreună la Consiliul Județean și ne-am bătut pentru cultura băcăoană. Bătălia pentru cultură, să știți că are tot felul de nuanțe și tot felul de momente grele și tensionate în care trebuie să știți să negociezi cu unii, cu alții. Sunt tot felul de implicații politice, internaționale, zonale, etc. Sunt foarte multe zone în jurul României care vor să distrugă cultura română. E un război foarte dur, la care nu participă ofițerii acoperiți. Că ei nu. Deci acolo toți scriitorii care se respectă și care sunt patrioți pun numărul. E un război despre care nu se scrie și, de fapt, nici nu are sens să scrie. Dar să știți că există un război mare undeva dincolo de ceea ce vedeți în fiecare zi, pentru că această cultură pe care dumneavoastră o serviți atât de frumos și atât de extraordinar și plin de talent și profesional, să poată să existe în această lume. Vă iubesc, bună seara, mulțumesc frumos! Mulțumim tare mult! Premiul pentru critica literară Grigore Codrescu. Mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și de asemenea vreau să spun că am și vreo două nemulțumiri și imprudențe. Mi-am dat seama că o fie critica, mă rog, conștiința literaturii, cum s-a spus, știți bine, știți mai bine decât mine. Însă e mult mai comod să vorbești despre scriitorii care sunt în lumea umbrelor decât de cei care sunt viață, că sunt previzibili. Însă, ca să revin la registrul Gram, închei spunând că echipa de la revista Plumb este extraordinară. Este atât de bine închegată și are o direcție de înaintare atât de frumoasă, încât a fost lăudată de oameni cu state vechi în literatura națională chiar. Nu mai dau nume, că nu nomina odioza, cum ziceau unii. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Brăneanu, dacă te feriște, care e cel mai frumos bărbat în seara asta, era altfel. Premiul pentru grafică Carmen Voisei. Eu n-am să vă desenez ceva, dar am să vă citesc o poezie scrisă pentru papărie. Nu. Profesorul de desen. Profesorul de desen Bacovia va preda astăzi despre legile perspectivei. Aici s-ar cuveni golul istoric. Dincolo așezările lacustre. Rechita trimisă la plimbare în parc. Strada toamnei intersectându-se cu strada iernii. Acum pauzele dintre tăceri, cuvintele. Acum punctele de suspensie, desigur. Chiar aici, în mijlocul târgului. Vă mulțumim! Da, mulțumim pentru premianță. Felicităm premianță revistei Plumb. Revistă care a apărut tocmai ca un reflex la Bacovia.
a unor oameni de suflet. Vreau să mulțumesc și trebuie să o fac, să dăm Cezar ce azi Cezar, primăriei municipiului Bacău, pentru modul cum a amenajat zona statuiei și zona lui Bacău pentru spațiul verde. Într-adevăr, față de ce era cu vreo 3 ani, când stăteam și recitam versuri printre țevile alea pe acolo și mizerie care era acolo, trebuie să recunoaștem că, într-adevăr, a fost o treabă bună și vreau să le mulțumim, chiar dacă de vreo 2 ani nu se mai prea implică în... Înțeleg că îi mulțumesc și domnul Stavarache, nu? Cum? Îi mulțumesc și domnul Stavarache. Eu mulțumesc Consiliul Local și primarii Bacău, exceptivul. N-am dat persoane, pentru că nu dau persoane. Adică trebuie să vezi și eu puțin o parte critică, pentru că și de 2 ani de zi nu se mai implică deloc în această manifestare Bacău, ca și cum Bacău e doar a județului Bacău și a Mordovii, fără municipiul Bacău, care de fapt Bacău de aici a trăit și ce a scris despre Mahalalul de Bacău, a scris despre Mahalalul Oneștiului sau nu știu, a Mâinești și așa mai departe. Și azi vă citesc o scurtă poezie înainte de a trece la premiile filialii USR-ului. De cine e poezia? De Bacovia. A, de Bacovia. Mai bine singuratic și uitat, pierdut să te retragi nepăsător, în țara asta plână de umor, mai bine singuratic și uitat. Cât adevăr. O genin între state care mor, în cer barbar și fără sentiment, prin asta ești celebr în Orient, o țara mea plină de umor. Nu sunt o legislator foarte bun. De ce în seara asta cu ei, cu cămașa aceasta? Nu pentru că vreau să o fac așa, pentru că anul acesta a fost anul ei, da? Pe plan național și internațional. Și am zis, Bacovia n-a purtat niciodată, cu siguranță, cămașa țărănească. Așa, pentru că el a fost avocat, deci n-a purtat așa ceva. Dar am zis să fim în ton cu ceea ce s-a stabil în nivel național și anul ei și a... Și am vreo ulei, nu? Câte-i coloare? Da? Bun. Și ai țarilor. Data viitoare venim în țarilor. Bunul Vrana, ați încheiat? Ați încheiat? Aveți. După, când vă dați drumul... Nu ne-am dat drumul. Lați că nu mi-am dat drumul. Bine. O țară tristă, plină de amor. Premiile filialei pentru anul care a trecut. Avem aici... autorii, diplomele, constau în tablouri. Doina Cernica, anul trecut, a spus, a menționat într-una dintre relatările domniei sale, că eu aș fi zis atunci că săracii pictori dau săracilor scriitori premii în tablouri, care tablouri, unele dintre, nu unele, sunt mai mult decât 1000 de euro, să spunem așa. Avem 5 profesioniști aici, nu știu, totul este pe NV. Îl avem așa, pe Ilie Boca, Dan Hatmanu, Ștefan Pristavu, Zărnescu și încă unul. Cum o cheamă? Cristina Ciobanu. Deci 5 plasticieni de mare marcă și tablourile vor reveni. Hai să luăm de aici. Domnul este președintele jurului Dan Bogdan Hanu, un tânăr aspirant la glorie. De munce ordine. Munce ordine, ordine, tot este aleatoriu. Deci unul dintre premiile pentru poezie se acordă domnului Mircea Bostan. Unul din cele două premii pentru poezie se acordă domnului Mircea Bostan, un autor excesiv, uneori excesiv de incisiv, și care are obiceiul de foarte multe ori să-și transforme poezia într-o instanță acusatoare. Nu știe ce tablou este. Pe scurt, o poezie mică. Nu, spun poezie mai scurt. Mulțumesc mult, mă simt onorat și obligat și evadat din carcera nopții spre dimineață, voi fi arestat de Armata Cuvintelor. Vă mulțumesc. Pentru poezie se acordă domnului Nicolae Tăicuțu. De la Rădui Cusărat. Poftim, Nicolae. Mulțumesc, jurului.
Mulțumesc, în primul rând, președintele jurii, poetului Dan Bogdan Anu, care a reușit să ajungă în locul meu la Iași, la facultate, pe care eu am părăsit-o, normal, acum vreo 36-7 de ani. Cum a ajuns în locul tău? Ai rămas repetent și a venit așa? Nu, doar că n-a rămas repetent și pe profesor. Și cum poetul dialoghează cu publicul din poezie, o să citesc și eu numai o poezie. Nimicul de la tine. N-a primit nimic de la tine. Două sunei de bicicletă m-au deranjat în timp ce mergeam regulamentar pe aleea poeților. În România, de când tot omul s-a născut poet, fiecare drum, fiecare cale este însoțită de o alee a poeților. Când m-au atenționat sunările, m-am dat și mai mult spre dreapta, de aici îmi convine să abordez poezia și nu am realizat dacă bicicletele au venit din față sau din spate, una din față și alta din spate, oricum, nu au venit în același timp. Dar ce vorbeam? Trecuse o noapte peste mine și îmi făceam gânduri că nu primisem nimic de la tine. Și acum, când și cea de-a doua bicicletă s-a îndepărtat, îmi vine să cred că tu ai fost pe bicicletă și ai încercat să mă anunți că îți vine foarte greu să-mi trimiți acel nimic de la tine și nici nu vei reuși curând. Mulțumesc! Bicicletele nu prea mai... adică revine moda, probabil. Că-ți băia de la țară, eu n-am. Premiul pentru proză umoristică se acordă domnului Vasile Larco de la Iași. Vasile Larco, proză și poezie umoristică. Ai niște mere aici. Da. Mulțumesc. Nu știam că primesc un tablou, așa că am rămas tablou. Dar după cum spunea maestrul Alexandru Dobrescu, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc părinților, vă mulțumesc dumneavoastră și dumneavoastră, jurului. Dar jurului, așa, dar nu știați că de ieri s-a întregit România Mare. N-a s-a aflat, fiindcă printre noi se află distinși academicieni Valeriu Matei și Vasile Tărțanu. Dați-mi voie două rondeluri pe această temă. Două surioare. Două surioare plâng lângă o apă curgătoare, triste, nu surzătoare, și la pep nu se mai strâng. Singure, sfără de alinare, cum e cucu într-un crâng. Două surioare plâng lângă o apă curgătoare. Ăsta-i prutul, un nătâng. Seacă-l, Doamne, din izvoare, să dispară vechi hotare, căci pe malul drept și stâng, două surioare plâng. Și cine am familie? Oamenii adânc suspină, sunt cuprinși de întristare, dacă sunt în depărtare și nu pot veni la cină. Când o să se taie oare rău de la rădăcină? Oamenii adânc suspină, sunt cuprinși de întristare. Peste țara fi lumină, de ori dispare vechi hotare, deci îți spun cu înfrigurare, vino acasă, Bucovină. Oamenii adânc suspină. Și de multe ori mă confund cu epigrama, dați-mi voie. România mândră floare. O floare este țara toată, un trandafir sau o lalea. Iar unii spun că e o mușcată, văzând câți au mușcat din ea. Și punct de vedere idilic. În viața veșnică amoroasă, călcând alături, nu e o vină. Doar n-ai să ai desert la masă, mereu aceeași savarină. Să trăiești. A venit în mijlocul nostru domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, cel care finanțează această manifestare și murdeam, domnul Ionel Florui, vicepreședinte al Consiliului Județean.
premiu pentru proză se acordă scriitorului Cezar Straton. Da? Cezar Straton de la Suceava are o carte care se cheamă Dicționar Amoros. Interesant? Așa? Poftim lucrarea. Citești din dicționar de două, nu? Nu citesc. Da. Da. Vă salut cu drag. Eu sunt un meserie inginer silvic, subterian și publicist. Colegii care mă tachinează în ambele tabere spun că ar fi cel mai bun publicist. Măzgăritor de hârtie dintre silvic și silvic îi spun că invers. Deci nu trebuie sus o cămilă. Sunt membru al unui scriitorilor al filialei Bacău. Bacău, de vreo câțiva ani, deci scriitor cu patalama, deci aici e o chestie care e etern discutabilă. Vreau să vă transmit salutările bucovinei și pădurilor bucovinei, care sunt un alt nume al eternității, sperăm. Și salutările cei în Bucovina, pentru că e o vorbă care spune vorbă lungă, sărăcia omului. Cam asta, vă exprim toată dragostea și bucurile bune, rugându-i pe colegii care vor urma să încerce să fie cât de cât laconici în altă prezentare lor. Bucovina și chiar mai scurt, mai deși. Bine, Cezar. Îmi place să-l salut pe domnul Rachieru, un vechi prieten aici, bucovinean și domnia sa, și o parte mai puțin frumoasă, să închinăm un gând de meditație. Mulți dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, poetului, scriitorului Ion Cosmei, decedat acum câteva zile, el însuși membru al... Am mai evocat în memoria celor dispăruți din mijlocul nostru. Mulțumesc organizatorilor, vă mulțumesc pentru răbdare, multă sănătate. Și ultimul premiu. Și un al doilea premiu pentru poză care se îndreaptă tot spre nord, așa cu busole, este acordat doamnei Doina Cernica. Întâi ne spune. Dar dacă nu ne place, nu ți-l dau, să știi. În dreptul înspre amintirea luminoasă a călătorului Jean Bart, născut la Suceava, care la ora scrisului său a smuls corabia literaturii din lanuri și a dus-o pe mări și oceane. Și îndrept un sentiment de gratitudine față de membrii juriului care au apreciat această carte, Cititoarea Călătoarea, o carte de călătorie în lumea cărților adolescenței și deopotrivă o carte de călătorie către orizonturile geografice și sufletești deschise de aceste cărți. Vă mulțumesc! Felicitări! Asta e tot, domnul. Vă mulțumim, domnul Vădeanu. Astea sunt cărțile celor 5 premiați. Cine vine repede să le ia, sunt ale dumnealor, atâta. Dar nu acum. Nu. Totuși, ne vați aminte și era firesc să facem așa. Anul acesta, filiala Bacău a pierdut 2 scriitori. Și pe Sergiu Adam, cunoscut la stră și în mediile culturale și literare, și pe Ion Cosmei. De aceea să vă rog să nu vă supărați dacă am să vă cer să păstrăm un moment de recurie din memoria acestor doi mari scriitori. Și Cosmei, dacă tot am intrat, ne-am spus. A spus doi numai. Păi, Sergiu Adam, Ion Lupu și Cosmei. A, și Ion Lupu, da, scuzați, aș fost trei, da. Dumnezeu să ierte și să fie acolo. Da, să ierte. Unde e loc. Și acum a continuat. A terminat și cu, așa, și cu premiul de filiale scriitorilor, cu USR-ului. Vom începe cu premiul doamnei Bacoviene. O să încep cu titlul de excelență pe care o să-i acordăm domnului Nicolae Cârlan, de la Suceava, nu este prezent astăzi. Este cel care a restituit întreaga opera lui Nicolae Labiș, în opera Carta Magna Combinii.
Carta Magna? Carta Magna, da. Întreaga și recent am mai scos o carte în care restituie Edictii de Labiș. Deci o carte care cuprinde întreaga oper și totuși am mai găsit încă pentru o cărțurie de inedite al lui Labiș și peste 100 de poezii. Și eu cred că un poet de talia lui Labiș, care la 21 de ani a scris o operă atât de mare, îmi imaginez de multe ori și n-a avut șansa, rețineți, să studieze în străinătate, nici bari la Moscova. A studiat numai la școala de literatură și a citit literatura mare pe sumas, cum se citea atunci. Știi foarte bine. Și a reușit ceea ce a reușit. Îmi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi studiat, eu știu, nu știu, la Viena sau la Paris sau la altă parte. Sigur că a fost alta dimensiune. Nu se spune, domnul, sigurile astea nu trebuie făcute, domnul. Nu, am zis că îmi imaginez. Lotreamont, francez, a trăit 26 de ani și e socotit dincolo. Potent mai mult merită să apreciem opera aceasta la Bișeană, de aceea pentru toate eforturile pe care l-a făcut domnul Nicolae Cârlan, de-a lungul unui veț întregi, practic, și-a dedicat-o pentru această restituire integrală a operei la Biș, de aceea doamna Cernica sau domnul, sau doamna Viorica, dar mai spate pe Părinte, o să vă dau și dar. Și o carte este ca istoria Consiliului Județean, și toată istoria nu a județul ca Consiliul Județean ca instituție publică. Și acum, există pe lumea aceasta oameni care nu sunt cunoscuți, dar care fac foarte multe lucruri pentru cultura românească. Există o comună, pe care noastră poate o știți, mulți dintre noastre, normal să o știți, se leagă de un mare, cel mai mare poet al nostru, Mihai Eminescu, comuna Dumbrăveni. Se spune că probabil Eminescu acolo a fost conceput și doar născut. Unii spun la Ipotești, unii spun că la Botoșani, la Botoșani într-un magazin, unii spun că la biserică, sunt tot felul de variante. Dar este comuna în care s-a făcut primul gust al lui Eminescu în 1902. Deci primul gust al lui Eminescu. Este comuna în care a avut moșia Eminovici și acești oameni am spus, care fac, tac și fac, e vorba de Chiriac Mihai, secretarul comunii, un îndrăgostit de cultură, cum nu există mulți în țara asta și lucrează la administrație, asta e cel mai important, și primarul Pavel Ioan, sunt niște oameni extraordinari, pe care e păcat că domn primar n-a venit, dar domnul Chiriac Mihai aici, vă rog să-l aplaudați. Am două... Prietenul domnul Lovar. Eu vorbesc de cei doi. Stați numai puțin, stați unică, să terminăm. Când ați trecut sau trece spre Dumbrăveni, e o comună care multe orașe nu arată cum arată Dumbrăveni. Bine, sistematizată, organizată, asfalt, apă, gaze, liceu arată extraordinar, școlile, căminul cultural, biblioteca, tot ce vreți. Plus cele două manifestări culturale, una dedicată lui Eminescu, în 20 iunie, și cea din 20 decembrie, dedicată unor mari poeți români, cum este Eminescu în primul rând, cum este Adrian Păunescu, cum este Nichita Stănescu și Grigori Verbi. Iată, acești oameni fac niște lucruri extraordinare. Dar ceea ce a făcut anul ăsta, care e spravă, și anul trecut. Anul trecut a făcut o spravă în sensul că, în format academic, au subvenționat tipărirea întregii poezii a lui Eminescu. Iar anul acesta, numai de la rând, sunt aceste trei volume de publicistica a lui Eminescu, pe care dânșii le-au subvenționat și dânșii le-au susținut. Și s-a făcut românesca lui Cioran, tot eu. Tot eu, vedeți? Încep cu mine că doar inima lucrează în administrație, vin din presă. Termin cu Eminescu, noi am contribuit la tipărere. Ce esențial Eminescu le-a scris. Domnule Costin, pentru dumneavoastră vin asta de la Dumbrăveni. Tipărere, Dumnezeu, sănătate, felicitări organizatorilor. Da, e o surpriză, mulțumesc foarte mult. Domnul Chiriac, aici aveți așa o diplomă, Bacovia, cu niște o consiliu de țean călcați în administrație și o medalie comemorativă 50 de ani de extensă ATN-ului. Dar te iubiți cu curul, normal.
Asta e pentru domnul primar. Și mă surprinde că și Consiliul Județene au o istorie. Au. Noi am scos această istorie a Consiliului, dar să nu se fac confuzii cu județul. Vorbim din Consiliul ca instituție. Cu toată istoria, începând de la temerea Moldovei și până... Domnul Chiriac Mihai n-a venit singur. Pentru că are o fată minunată care este aici în seara asta și care ne va recita o poezie a lui Adrian Păunescu despre Bacori. Mă rog, domnișoară, să vă aplaudă lumea, să vă cunoască, pentru că aveți o tată minunată. Bună seara! Vă recit poezia Bacori. Bacori, 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 Adrian Păunescu. Nu s-a avut deja microfon. Da, microfon. Mai în față. Mai în față. Vino aici mai la microfon. Bună seara. Voi recita de Bacovia de Adrian Păunescu. Foioasele în vântul toamnei cald, iar torturelele se despreună. Am uitat. Nu, nu da, mai scris-o undeva poezia domnișoară, e scris-o undeva. Da, ia, domn Coace, să o citesc eu. Când cade toamna pe pământ, ca un coșmar al unei boli ciudate, acum să trecem prin acele sate în care merele în meri mai sunt. Acum să ne iluminăm de tot, până în adâncul inimii și al firii, ce disperare, cum se duc martirii și aș rosti plecarea, nu mai pot. Foioasele în vântul toamnei ar, mușcate sângeros și trist de lună, și turturele se despreună. Acum, noi doi, în focul revărsând, acum, atât de singuri pe pământ, să recităm Bacovia, plângând. Doamna Ghenu Rachel, vă pregătesc pentru partea la președinte. Da, să începem cu premiile pentru poezie, debut. Concursul Național de Poezie pentru debut. O să începem cu premiul poezii. Este vorba de Stefania Carmen Luca, care este aici. Domnișoară, stați așa, să le dau și acest obiect, așa, ca să vă așa, da. Iar după aceea trece și pe la dânsă, dar nu, după ce vă spunem să vă luați. Bună seara, și eu am urmății foarte mari. Mulțumesc foarte mult jurului. Mulțumesc foarte mult jurului. Mulțumesc oamenilor care cred în mine și în poezia mea. Și zic o poezie scurtă, scrisă zilele trecute. Mi-am cumpărat un nor. Da, cum ați auzit? Mi-am cumpărat un nor. Cum ce să fac cu el? Să n-am și eu de zile negre. Cei alții cum au lună pentru nopți albe. Eu n-am vrut să fiu ca el. De câte ori îl chem, el vine. E fidel, n-am ce spune. De câte ori la lung, el tot vine. Și atunci mă supără cel mai mult, fiindcă întobește pietrele din ochi și zboară fluturii haihui. Se rupe în două și stă ascuns. Până când ceva din mine îl zguduie, până când ceva din mine plouă. Mi-am cumpărat un nor pentru pământul din mine. Mulțumesc mult! Da. Premiul 2 pentru debut poezie. Liviu Dorobăț. Este el, da? Și așteptam să spuneți zic ceva și după aceea să... Nu pot să decât să mă simt onorat pentru alegerea făcută de jurul acesta distins și
Să-mi spun mie însumi ce minune că sunteți cu toții și ce întâmplare că sunt eu. Ca să-mi parafrazez pe iubitul Nicita Stănescu. Am să vă citesc doar o singură poezie, pentru că e o atmosferă așa de luminoasă, într-o zi așa de gri. Prin prezența dumneavoastră aici s-a atât de multă lumină sufletească, încât, iată, îmi tremură mâinile. Lumina din lumină. Nespusă e iubirea ta, lumina din lumină. Mă voi zdrobi întreg sub ea, cu inima-mi de tine. Chiar de voi cere neîncetat, în rugi ferbinți de noapte, putea voi oare să o încap în trup cuprins de moarte, sub raza